Se știe deja că zahărul nu este o alegere sănătoasă. Totuși, deși până acum s-a vorbit despre faptul că acest aliment poate duce la apariția cancerului, acum a apărut și un studiu de amploare care confirmă acest lucru. Savanții au făcut o descoperire uluitoare după un studiu care a durat 9 ani. Scopul cercetării a fost de a demonstra ce efecte are consumul de zahăr asupra metabolismului. Cunoaștem că aproape toate celulele din corp au nevoie de energie, pe care și-o iau din alimente, dar și celulele canceroase au nevoie de zahăr pentru a crește. Ele absorb mult mai multă glucoză decât celulele sănătoase și procesul de transformare a glucozei în acid lactic este mult mai mare. Savanții îl numesc efectul Warburg și spun că are legătură cu creșterea accelerată a celulelor canceroase. Totuși, nu se știe deocamdată dacă acest efect este simptom sau cauză pentru cancer. Studiile noastre au arătat cum consumul constant de zahăr hrănește celulele cancerigene și le dezvoltă, a declarat un cercetător de la Universitatea de Prestigiu din Belgia. Descoperirea noastră reprezintă o verigă importantă pentru viitoarele studii care vor putea avea o țintă precisă și relevantă, a mai spus acesta. Mulți oameni nu știu ce efecte negative are de fapt consumul de suc acidulat asupra sănătății. Majoritatea beau suc acidulat destul de des și, deși probabil că au auzit la un moment dat că nu este un obicei sănătos, nu știu cu adevărat efectele acestuia. Potrivit cercetătorilor, sucul este o travă în pahar și afectează în timp grav organismul. O cană de suc conține 10 linguri de ceea ce înseamnă 100% din doza zilnică. Fosforul responsabil de aromă intră în organism în primele 10 minute după ce ai băut sucul, relatează DC News.ro.